Și astăzi vom reacționa la Sirenele Andragogan, episodul 9, Răpirea Sirenelor. M-am gândit să fac reacția la episodul 9 pentru că nu avea rost să fac deja la celelalte, pentru că foarte mulți oameni au făcut deja reacție. Așa că am decis să fac la episodul 9. Și haideți să-i dăm bice din episodul anterior. Chiar credeți că vă ajut după ce m-ați legat? Da, dacă vrei să afli cine a fost bunicul tău. Bine, dar după ce termin vreau să știu tot. Uite, am la microfonul ăsta de la laboratorii de informatică de la liceu. Super, și ce vrei să faci cu el? Este cineva foarte apropiat ție. O fată pe nume Selena. Selena? Este sirena? Da, și tu trebuie să o prinzi. Nu pot să-i fac rău. Nu este nevoie. Avem nevoie doar de medalioane pentru a le distruge. Diseară, adu-o la locul nostru. Ne ocupăm noi. Și cu Selena, ce o să se întâmple? Stai o clipă. Ați zis cumva locul nostru? Cred că se referă la burlog. În orice caz. După ce luăm medalionul, o eliberăm. Stai o clipă. Medalioanele nu au fost luate de Kira? Ok. Fetelor, voi ce părere aveți despre Ricky? Și fără supărare, Elena, dar trebuie să recunosc încă îmi place de el. Nu! Stai o clipă, medalioanele sunt la ele? Parcă le-au dat la ordin. Bine, nu mai zic nimica. Este regulă prietenilor! Nu ai voie să te îndrăgostești de fratele uneia dintre noi! Eu cred că este puțin exagerată regula asta. Dar oare când a făcut el regula asta sau regula prietenilor, o găsești pe gen, scrie regula prietenilor și îți dă acolo. A treia regulă. Nu trebuie să te îndrăgostești de sora prietenei tale. Wow. Tare. Exact, adică dacă mie îmi place de el, cum poți să-i spui inimii să nu mai bate atât de tare de fiecare dată când îl văd? Hei, oprește-te, nu vreau să... Hei! Adică, hei, adică, poți să zici, hei, nu, hei. Ok. Un hei mai scurt ar fi trebuit. Aud asta, ciudat. Poate pentru tine. Fetelor. Cum și-a dat ochii peste cap. Nu mai zic nimica. Am primit un mesaj foarte ciudat de la o colegă. Ci că există un canal de YouTube despre noi. Cum adică? Adică Runa și Ambar fac pe detectivii și... Ha? Am aflat cine ți-a pus microfonul în ghiozdan. Nu pot să cred că au ajuns să facă una ca asta. Aiurea rău, oare au auzit ceva legat de faptul că suntem sirene? Sper că nu. Știi ceva? Sper că nu. Sper că nu. Adică nu putea să zic sper că da. Scenariul e foarte prost. Hai să ne punem totuși medalioanele în buzunar. Eu l-am deja. Da. Stai să verificăm dacă l-ai. Ceva legat de faptul că suntem sirene? Sper că nu. Știi ceva? Hai să ne punem totuși medalioanele în buzunar. Eu l-am deja. De acord. Ok. Tu auzi ceva? Că eu nu. Da, dar e foarte încet. Vorbesc despre ceva medalioane sau... Stai, parcă au știut ceva. Care o fi faza cu medalioane? Nu știu, dar trebuie să aflăm. Adina ori spunea că nu prea auzit nimic, a zis fetița asta roșcată. Auzi ceva despre medalioane, după care zice și cea brunetă. Auzi și eu ceva despre medalioane. Wow. Să le urmărim. De acord. Și să postăm totul și pe vlog. Bine. Mă gândesc oare cum poate afla. Sigur îl va suna și după va încerca să-i citească gândurile, nu-i așa? Nu, nu cred așa ceva. Deci dacă se întâmplă asta, nu. Hei, Ricky, ce faci? Bună, Selena, chiar vreau să vorbim.
Da? Adică despre ce? Vreau să spun ceva important, dar ar fi bine să ne vedem. Sigur, la ce oră? Diseară, îți trimit eu locația. Bine, de-abia aștept. Și eu, ne vedem diseară, ceau. Ce drăguț, m-a invitat la o întâlnire. Ah, biata Selena. Foarte drăguț, foarte drăguț, așa te invit un băiat la întâlnire, crede-mă. Dar nu am reușit să-i citesc gândurile. Dar nu că... Era și puțin cam imposibil să citești gândurile prin telefon sau ba. Ok. Contează. Merg la întâlnire! Stai. A venit cumva un mic copil care este îmbrăcat într-un hanorac negru și dacă nu mă înșel are și o mască albă pe față și a dat un bilet. Wow. Nu cred așa ceva. Cine e deloc iar acest mesaj nu este deloc dubios. Deci deloc. Și mai ales că zice cam așa. Dacă nu mă înșel, Rovionul vine de la Rovision. Ok. Continuăm. Ok. Acum Selena se pregătește de întâlnire. Și eu cred că este foarte greu. Cine sunt? Nu știu, dar recunosc masca aia de undeva. Cred că știu. Se intitulează Ordinul. Și ce vor de la tine? O poveste lungă. Mersi că m-ai ajutat. Stai o clipă. Acum e prietenă cu ea după ce i-a pus un microfon în ghiozdan? Ok. Cel mai bun loc de a pune o reclamă, deci în mijlocul serialului, haide să trecem peste reclamă. Dacă nu mă înșel, cred că chiar în spate de tot, mi se pare mie că este un om care merge, așa că ar fi putut el să te ajute. Și din neant vine prietena care merge foarte liniștită, de parcă nu ar fi auzit strigătul ăla din ajutor, ajutor! Ce face acolo legată de copac? Aici este, a răspuns ca un fel de ironic. Când vreau să te dezleg, mi-a venit o idee. Hai să facem un videoclip pentru canalul nostru de YouTube, nu pot să cred. Cine face videoclip de... Cred că niciun minut n-a avut videoclipul. Pe bune! Ok. Dacă nu, cumva și-a făcut, a dat live pentru un minut. Cum probabil era. Sigur.
Ok. Trebuie să aleg ținuta perfectă. Știți acel moment când nu aveți idee cu ce să vă îmbrăcați? Vrei? Chiar nu știu acel moment, Selena. Să fie ținuta perfectă, dar parcă nimic nu se potrivește. Dar până la urmă persoana care se întâlnește cu tine sigur te va plăcea așa cum ești tu. Deci nu are atâta importanță. Pentru că mai important este caracterul și cum te porți decât ce este la suprafață. Lecții de viață. Mulțumim, Selena. Și tu chiar i-ai crezut? Nu cred. Mama mia! A întins cu mâna și din cauza că era sirena, i-a dat pe jos. Nu cred așa ceva. Apoi s-au ridicat în câteva secunde. Cred că la fiecare colț de stradă sau la fiecare stâl vei vedea acea mască, adică e ceva foarte firesc. Mă bucur că a observat-o. Și nu auzi și tu cum calcă niște pași, așa, n-auzi și tu așa niște pași, poc, poc sau nu știu. Și nu-ți dai și tu seama puțin din umbră dacă tot e noapte că vine cineva lângă tine? Ok, nu, trebuie să mai dau o dată. S-a izbit de peretele ăla de parcă nu l-ar fi văzut când a alergat spre el. Și sunt sigură că strada era, cum aș putea să spun, nici nu știu cum să mă exprim în cuvinte. Așa că o zic mai simplu, puteai să o iei și în dreapta, dar și în stânga. Nu, tu ai ales să mergi în față. Sau în spate, de fapt, cred că ai ales să mergi în față. Altă explicație nu am. Selena, trebuie să spun ceva important. Și eu. Stai. Scena asta nu este filmată cumva pe lacul Morii, sectorul 6, sau mi se pare? Când a vrut și Selena să îl sărute pe Ricky, a venit ordinul. Iar acum, teoretic, s-a terminat. Vreau să spun că nu am nicio problemă cu Andra Gogan, dar am zis să fac o reacție și totuși vreau să spun că unele lucruri sunt ok în serial. Pentru copii până 9 ani să zicem că este ok serialul. Și ea l-a făcut pentru asta, așa că eu zic că dacă aș fi avut 8 ani aș fi zis wow, ce tare. Dar nu am 8 ani. Și nici nu mai știu ce să mai zic. Nu vreau să dau niciun hate nimănui, dar am vrut și eu să fac o reacție, atâta tot. Și dacă mai vreți videoclipuri de acest gen,
Nu uitați să dați și un like, să dați share la prietenii voștri ca să vadă și ei. Și în comentarii, dacă vreți, să-mi scrieți la ce să mai fac reacție. Iar noi ne auzim data viitoare.